Deocamdată, în județul Sălaj nu există o strategie comună privind împădurirea celor suprafețe agricole degradate, care nu mai sunt utilizate în scopuri agricole de mai bine de un deceniu. Fiecare autoritate publică locală, în special din comunele sălăjene, încearcă la venirea primăverii să stabilească un program local pe termen scurt privind împădurirea unor suprafețe destul de mici cu diferite specii, astfel încât aceste păduri să aibă o suprafață cât mai mare și să nu ne mai plângem că avem păduri, din păcate, din ce în ce mai puține.